Ploaia nu i-a împiedicat pe Făgărășeni să vină la cetatea Făgăraș pentru a marca împreună prima zi a marelui eveniment, Zilele Cetății Făgăraș 2017. Participanții, care au fost de ordinul miilor, au avut parte de distracții și voie bună. Majoritatea celor prezenți au dat o raită prin cetatea Făgăraș, unde copiii s-au putut bucura de activități la grădinița medievală, iar adulții au urmărit uimiți cum ies adevărate creații din mâna meșteșugarilor. La ora 20, primarul Făgărașului Gheorghe Sucaciu împreună cu viceprimarul Valentin Clonț au fost primiți la scenă de garda cetății Făgăraș. În cinstea domniei sale, domnului primar al municipiului Făgăraș, gardă pentru onor, înainte! Bună seara! Onoare și glorie! Gardă drept! Grupa 1 a 3 pași înainte! Marș! Grupa 1 la stânga împre! Jor! Valiniați, grupa întâia. Să știți că avem apărare aici în Făgăraș, avem o gardă strajnică. După cum vedem, s-a oprit și ploaia, asta înseamnă că avem suflete bune noi, făgărășenii. Și trebuie să ne gândim și la alte aspecte, că o ploaie este bună. O ploaie, simbolul unei ploi este belșugul, bogăția, ceea ce înseamnă că de la an la an Făgărașul trebuie să înflorească. Apoi a început spectacolul. Rând pe rând, ansamblul folcloric și artiști de muzică populară au urcat pe scenă și i-au înveselit pe făgărășenii și turiștii prezenți. Ce se badea pe la pată, măi, măi? Sta pe prispă în gând odată, măi, măi? Și pe drum numai pe flori, lumea de...
vini cu drag la voi, Făgăraș! Micii au sfârâit pe grătare dulciurile din cele mai diverse, iar parcul de distracție a fost neîncăpător. Bandul și orchestre live e pe scurt ceea ce se va întâmpla în zilele de sâmbătă și duminică pe scena din cadrul zilelor cetății Făgăraș. Pentru ziua de sâmbătă, ca și cap de afiș, îl avem pe Mihai Mărginean și pe trupa Din Fier. Evenimentul anului la Făgăraș se va încheia cu un concert susținut de Mihai Teacă, Joe și Horia Brenciu. Pe parcursul zilelor de petrecere, făgărășenii vor putea urmări în interiorul cetății filme precum History of Love, Câinii și Mucenicul. Tot în interiorul cetății sunt amenajate ateliere de fierărie, pietrărie și tâmplărie. De asemenea, va avea loc și un concert de muzică medievală susținut de George Agulea, sâmbătă 19 august la ora 19 în Sala Tronului. Duminică 20 august, Bordea Bucălaie și Ana Maria vor face show cu un stand-up comedy de excepție care va avea loc la cortul de lângă cetatea Făgăraș. Spectacolul va începe la ora 20.